foarte frumoasă sala, foarte frumos sunteți copii îmbrăcați, îmi place mult. Și aveți și material acolo în care veți scoace, nu știu ce veți face, dar în orice caz e interesant. Da. Și îmi place că aveți costumele voastre frumoase. Da. Și doamna profesoară e îmbrăcată. Viceprimar, foarte bine. Viceprimar. Da. Și multe doamne profesoare și de la primărie, doamnele. Deci, domnișoare. Și domnișoare și domnul profesor. Știți pe domnul profesor? Da. Da? Ce predă? Biologie. Și domnul? Dizier. Așa, educație plastică. Deci multă lume aici adunată. Da. Între timp și-a revenit și doamna profesoară. Ne ajută și... Mă bucur foarte mult să fiu din nou în mijlocul vostru. Am fost în toamnă când domnul viceprimar ne-a fost gazdă. Când am avut tot așa o vizită la nivel înalt, a venit domnul Șerban Iosifescu, șeful Agenției de Calitate în Învățământul Preuniversitar. Numai laudă de ați primit și atunci, chiar dacă vă erați în vacanță, pe unii dintre voi v-am văzut, pe unii dintre colegii domnului director, i-am văzut, vă mulțumim că ne găzduiți și vă felicităm pentru că v-ați mobilizat să faceți din întâlnirea noastră o sărbătoare. Pentru aceasta am solicitat ajutorul tantei Ileana și părintele o să ne zică un pic mai târziu scurt istoric al Pescurei, de unde provine Pescura și care este importanța ei pentru satul nostru. Pescura este... cu pecetea Iisus Hristos, Ica, Iisus Biruitorul. Și constituie un element de bază la Sfânta Liturghie. Sunt trei elemente care sunt indispensabile slujbei liturghiei. Este vinul, apa și prescura. Înainte trebuia să vedem cât e chiliare, cât e chiliare pe asta. Un kilogram? Un kilogram de ce? De făină. Un kilogram de făină, da? Cum facem? Punem așa, trebuie așa. Pe margine, pe lateral? Ce făină punem aici? Un pic, da, un pic, da. Gospodina ce nu vreau să te luăm. Poate că gospodina. Ia, trebuie să luăm amintic întreagă. Gata! Pui dat voi că tot mă întreagă. Pui mai bine. Mai putem o dată. Cât se întâmplă? Dar eu am spus că sunt mult de mult. Da. Da, stai un pic, Alex, Alex. Nicu, Nicu, ce-i că mă dă? Instrumentul la locul muncii? Ce-i faci? Învață așa bine? Învață așa bine? Ți-a rămas? La cu noi, mamă! Nu am ce să fac, eu cu furca rău mă împac. Toată ziua torc și torc, cât și folos nu am deloc. Spârâs, 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 toată ziua torc în șir. Am să pun mâna pe foc și n-am să mai torc deloc. Agricultura și care sunt ramurile agriculturii. Larisa, nu știu dacă citisi de aici sau nu. Agricultura are două ramuri, mari și late. Unu, cultivarea plantelor și a doua, cine mănâncă plantele, Iulian? Animalele. Animalele, da. Nu? 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 N
Sunt pentru proiectul UNICEF obiect tradițional. Sunt realizate din obiecte, din materiale reciclabile, diverse materiale. În forma care o vedeți acum, deși nu ca la Voronesc cu două intrări, cum, deci se păstrează aș strict, așa, cu două uși diacone și Sfintele Uși aici și una care s-a făcut nouă acolo în țintă bisericii. Lumea la noi este o tradiție. Pleacă câteva zile, deci până joia, până joi la Înălțarea Domnului, e duminica, pleacă la mănăstiri și fac pelerinaj. Să pui multă dragoste în ceea ce faci. Și chiar acum le-am spus copilor, când am văzut că se jucau cu aluatul acolo, le-am spus, zic, aici, când faceți prescura, trebuie să vă spuneți o rugăciune sau ceva. Zic, cu dragoste trebuie să o faceți, cu credință. Și atunci copiii s-au apucat și au cântat un cântăt bisericesc. Nu știu dacă ați spus. Da, da, da.